Președintele țării, Igor Dodon, susține că nu regretă cele întâmplate în dimineața zilei de 27 august, de ziua independenței, unde poliția a evacuat forțat protestatarii din fața monumentului lui Ștefan cel Mare pentru a pregăti scuarul pentru o ceremonie de depunere de flori din partea președintelui Parlamentului, premierului și șefului statului. Declarațiile au fost făcute aseară în cadrul emisiunii Puterea a patra de la postul nostru de televiziune. Șeful statului a mai adăugat că în acea zi, de 27 august, nu ar trebui să se organizeze proteste. Niciodată în 27 de ani de independență nu a fost precedent ca președintele țării să nu depună flori la monumentul lui Ștefan cel Mare. Repet încă o dată. Niciodată în 27 de ani de independență acest lucru nu s-a întâmplat. Și nu cred că în acest caz președintele Republicii Moldova Igor Dodon trebuie să fie primul președinte care ziua independenței depune flori. Dacă nu mergeam la depuneri de flori, mă criticați pentru asta. Nu, dacă vă duceți la Marca Îndurerată, unde o secundă. Este pentru băieții care Gheorghe, au venit pe ministru. Dacă te interesează răspunsul, ascultați pe mine. Vă rog frumos. Doi. Niciodată de ziua independenței nimeni nu a încercat să blocheze accesul la monumentul Ștefan cel Mare. Eu am petrecut proteste și am fost activ în stradă începând cu 2009-2010. Dar sunt lucruri sfinte. Sfinte sau nu, dar șeful statului nu regretă ceea ce s-a întâmplat în acea dimineață. Conducerea de vârf a țării, președintele Republicii Moldova, trebuie să, mai ales în așa zile importante, la simboluri naționale, eu cred că este o acțiune corectă. Deci justificați ce sunt de poliție. Eu nu justific ce sunt de poliție sau nu. Dumneavoastră m-ați întrebat de depunerea de flori. Cu prețul evacuării, luării oamenilor pe sus. Nu. Prețul este altul că cineva a vrut să facă provocări în această zi. De ce nu întrebați de ce lucrul ăsta se întâmplă? Pentru că sunt o mulțime. Protestați, oameni buni, în fiecare zi. De că veniți la președinții, veniți încolo, veniți încoace. Și noi am făcut lucrul ăsta. Noi am pus corturi în fața Parlamentului, am stat un an de zile acolo. Dar sunt lucruri sfinte, simboluri, ziua independenței. Dar oamenii noi de ce protesta? Nu vorbim despre lideri. Nu, nu, vorbim despre oameni. Gheorghe, eu pentru ce protesta și eu îi susțin cu ambele mâini. Pe marea majoritate, situația din țară. Dar liderii sunt cei care au fost împreună cu PD la guvernare 9 ani. Amintim că în dimineața zilei de 27 august, mai mulți protestatari care au rămas peste noapte în scoarul monumentului lui Ștefan cel Mare, după protestul din 26 august, au fost evacuați în forță de către polițiști pentru a pregăti scoarul pentru ceremonia de depunere a florilor. Potrivit manifestanților, la ora 6 dimineață, poliția a prezentat un ordin al primarului interimar Ruslan Codreanu, care a cerut întreruperea manifestației pe perioada ceremoniei oficiale. Pentru că protestatarii nu au fost de acord, poliția a intervenit în forță. Viceprimarul Nistru Grozavu spunea că personal nu văzuse nicio dispoziție pentru evacuarea protestatarilor din fața monumentului și admitea că ar fi putut fi semnată de primarul interimar, Ruslan Codreanu. La rândul său, Codreanu spunea că nu a semnat nicio dispoziție în acest sens. Potrivit poliției, dispoziția fusese semnată la 24 august cu privire la limitarea temporară a accesului publicului în anumite locuri în ziua de 27 august, care poartă un caracter public citat încheiat. Emisiunea Puterea a patra, cu participarea șefului statului Igor Dodon în variantă integrală, o puteți vedea pe site-ul nostru n4.md. Spun că vor în Europa, nu știu ce mai fac acolo.